Primăria Făgăraș a semnat contractul cu operatorul de transport public intern. Potrivit prevederilor noului contract, făgărășenii se vor putea plimba cu microbuze de ultimă generație care asigură toate condițiile de confort pentru călători. Autovehiculele vor circula pe două trasee și vor ajunge în stații la un interval de 30 de minute distanță. Eu am cerut firmei de transport care a câștigat licitația să demonstreze că respectă prevederile caietului de sarcini care au dus la câștigarea licitației și am cerut să vină să prezinte autobuzele noi făgărășenilor și Consiliului Local pentru a semna contractul în cunoștință de cauză. Pentru că în prevederile contractuale am prins un paragraf care face referire explicit la faptul că autobuzele trebuie să fie noi. Sunt incluse chiar seriile de șasiu, în așa fel încât să se demonstreze acest lucru, pentru că principala nemulțumire a făgărășenilor în ultimii ani cu referire la transportul local a fost legată de faptul că sunt autobuze vechi. Vom prelua tot transportul local din Făgăraș cu 4 mașini noi, Crafter, 22 de locuri, dotate cu aer condiționat, cu tot confortul. Am înțeles că vor fi curse din jumătate în jumătate de oră. Acoperă tot orașul, inclusiv combinatul și cartierul cel nou de sus. Îmi scapă numele. Galați. Vor fi 4 mașini, v-am spus, plus una de rezervă. Confortul, sper să se vadă, să vorbească singuri. Sper că și din partea celor din Făgăraș să avem tot sprijinul. Prețul unui bilet de călătorie va rămâne același, respectiv 2 lei, însă calitatea transportului public intern va crește. Fostele autobuze au ajuns la un centru de fier vechi, iar în locul lor au fost aduse microbuze de 20 de locuri, noi nouțe. Mașinile sunt dotate cu aer condiționat individual pentru fiecare banchetă, centură de siguranță pentru fiecare banchetă, cotieră, scaunele se rabatează, pe timp de vară vorbim de aer condiționat, pe timp de iarnă mașina toată cu sirocou, în permanență în mașină se poate face ambientul, căldură, respectiv aer rece vara. Loc de bagaje este suficient și sus, avem și în spate un loc de bagaje care acoperă numărul de călători pentru locurile din mașină, respectiv 20 de locuri plus șofer. Edilii și consilierii locale au stabilit 2 linii de transport. Pe prima rută, mașinile de transport public vor pleca din cartierul Galați și vor parcurge 10 stații până în cartierul Combinat, iar pe cea de-a doua linie, microbuzele se vor deplasa de la grupul școlar Dr. Ioan Șenchea până la firmele franceze și retur. Vor circula de luni până duminică, conform licenței care o să facem la capăt de linie aici, și un mersul microbuzelor, se știe clar la ce oră au, până la ce oră. Primii care au dorit să parcurgă traseele microbuzelor au fost chiar consilierii locali împreună cu edilii administrației publice locale. Ei au dorit să vadă dacă într-adevăr se respectă prevederile contractuale din punct de vedere al traseului și al confortului. O altă veste bună este că în acest an se dorește să fie amenajate și o parte din cele 20 de stații de așteptare. În primă fază, anul acesta, cred că vom executa 10 stații și anul viitor alte 10 stații care, după cum știți, sunt plasate din cartierul Galați până în cartierul Combinat și de la liceul Șenchea dinspre vest până la Strand și zona franceză înspre estul orașului. Contractul dintre Primăria Făgăraș și operatorul Transbus Codreanu a fost semnat pe o perioadă de 6 luni. Anual, operatorul de transport este obligat să plătească o reverență Primăriei Făgăraș, care este de 3% din volumul încasărilor. Făgărășenii vor putea călători cu aceste microbuze la sfârșitul acestei săptămâni.